Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Brownie 100, iar astăzi vom continua cariera cu NBA și The Crew 2. Dacă vă place și mai vreți să vedeți alte episoade pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, așa că haideți să trecem la treabă. A mai trecut încă o săptămână din viața mea, o săptămână în care am reușit să realizez multe. După meciul împotriva celor de la Orlando Magic, m-am îndreptat spre casă, unde m-a așteptat furios prietenul meu. Datorită faptului că eram amândoi foarte obosiți, am decis să discutăm altă dată despre cazul Maseratiului stricat. Așa că am decis eu să mă tund și să încerc o freză nouă, poate mi-ar sta mai bine, iar poate mi-ar aduce alte bucurii și poate aș avea alte realizări alături de această schimbare de look. Dis de dimineață, în această zi minunată, am primit un telefon care m-a mirat, dar deopotrivă m-a bucurat. Am fost informat că sponsorul nostru, cei de la Harley Davidson, vroiau să mă felicite pentru performanța din meciurile împotriva celor de la Orlando Magic, datorită faptului că săptămâna în care a trecut, am reușit să ne calificăm. Așadar, am ajuns în locul care mi-a fost indicat pe GPS, am chemat un Uber și am urcat scările. Am intrat înăuntru și când am ajuns, am văzut ceva ce mi-a tăiat respirația. O barcă, dar în fața bărcii era o motocicletă de la Harley Davidson ce mă aștepta în arătătoare. I-am întrebat pe cei din reprezentanță dacă este adevărat și mi-au zis că da. Aceasta urma să fie motocicleta mea. Dorind să fie cât mai originală și cât mai aparte, am decis pe loc să o fac în tonul și în nuanțele echipei, așa că n-am mai stat pe gânduri și am făcut-o verde. Bucurându-mă de acest cadou și de acest prim autovehicul al meu, am zis că este o ocazie foarte bună să o conduc și să mă plimb puțin prin Miami, încercând să o testez. Așadar, m-am îmbrăcat, mi-am luat casca și am zis că ar fi o ocazie genială să plec puțin la drum. Așadar, în timp ce conduceam, am primit un alt telefon conform căruia am fost anunțat că ar fi timpul și ar fi cazul să mă îndrept spre antrenamente, deoarece urma să înceapă meciul împotriva celor de la Atlanta Hawks în cele din urmă. Era al treilea meci, primele două pierzându-le în săptămâna ce trecuse. În timp ce conduceam, mi-am adus aminte de încă un lucru, că trebuia să trec pe la garajul din Harlem East să vorbesc ceva cu un prieten. Așa că am trecut și m-am oprit așteptând un prietenul. În timp ce vorbeam cu el, mă gândeam, oare cum avea să fie? Oare aveam să câștigăm? La trail mi-a înțeles gândurile, așa că nu am mai lungit vorba și am hotărât să plec. Uitându-mă pe GPS, am realizat că am foarte mult de mers, așa că am continuat să merg pierzându-mă în gânduri. Bucurându-mă de cadoul primit, nici n-am conștientizat cât de repede am ajuns din Miami în Chicago. Străbăteam străzile orașului când am văzut că mai aveam foarte puțin și urma să înceapă meciul. Așa că m-am îndreptat în viteză spre sala de antrenament, încercând să cauzez cât mai puține probleme să testez cât mai bine potențialul noi motociclete. Îmi doream să nu o stric din prima zi, deoarece avea să fie vehiculul meu pentru o perioadă nedeterminată de timp și urma să am multe bucurii alături de ea. Așa că am încercat să o turez cât mai tare posibil, însă în același timp având și grijă de noua mea minunăție. În cele din urmă am ajuns pe șoseaua națională numărul 23, A23 mai exact, și continuam să conduc, din păcate nu foarte legal, spre sala unde avea să se țină meciul și unde avea să se decurgă meciul. În timp ce conduceam, am primit un telefon și mi-am conectat apelul pe căștile pe care le aveam în urechi, ascultând muzică. Era o afacere interesantă și ceva ce avea să-mi schimbe viitorul pentru totdeauna, însă în acest moment eu nu știam nimic. Ajungând la sală, am făcut dreapta, am intrat pe bine cunoscuta stradă și am văzut că locul meu de parcare era ocupat. Așa că am parcat pe locul lui Ianis,
sperând că acesta să nu se supere și sperând că avea să colaboreze la fel ca de obicei cu mine. Încercând să parchez, am dat și un gard jos pentru care avea să plătesc cât de repede posibil. Așadar, am ajuns în vestiar. Meciul avea să înceapă. Bucuros că am făcut alegerea bună și că, virgulă, culoarea de la motocicletă era cea corectă, mă îndreptam spre teren. Mulțimea încuraja. Eram pe arena State Farm. Și iar urma un meci destul de greu împotriva celor de la Atlanta Hawks, care în realitate sunt destul de slăbuți, însă din păcate în joc sunt foarte, foarte buni. Acum urma să vedem dacă vom fi starter sau nu, dar din păcate nu am fost, așa că urma să așteptăm să vedem ce avea să se întâmple în continuare. Am intrat în al doilea sfert. Urma să joc și aici cerusem pasa, însă coechipierii mei nu doreau să paseze. Aici am primit o pasă foarte bună, i-am pasat lui Ianis care avea să înscrie pentru 46 la 35. Din păcate greșisem. Nu era chiar 2 la 0, era deocamdată doar 1 la 0. Cu o recuperare excelentă am încercat să dau la coș, însă a fost destul de prost. Deocamdată eram destul de mulțumit de performanța mea, însă aici am făcut o greșeală ce avea să ne coste. Am primit o pasă foarte bună de la Alex Len, proaspătul transferat. I-am pasat lui Ianis, iar Evans avea mingea. Avea să paseze înapoi pentru mine, iar eu aveam să-mi încerc norocul. Însă, datorită lui Trae Young, am primit un fault, iar aveam să transform două lovituri la coș. Prima avea să fie foarte bună și avea să intre, ducând meciul în 47 la 37, însă cea de-a doua avea să fie la fel de bună ca prima. Jackson era la minge. Ținându-l foarte bine din spate, a reușit să paseze. În față era Anthony, care a încercat să dea la coș, însă aici o recuperare foarte rapidă de la Len. Evans a pasat foarte bine, am încercat din răsputeri să intru în careu și am dat la coș. Mai avea atât de puțin până să intre, însă din păcate am avut ghinion. Aici, din păcate, o greșeală a celor de la Atlanta, iar noi conduceam din nou. Am cerut o pasă, că i-am pasat lui Lopez, pasa foarte bună înapoi, iarăși pentru Lopez, care a încercat să-mi paseze înapoi și aveam să-mi scriu, însă din păcate n-am înscris. Hurter lăsat foarte ușor liber, iar astfel meciul se ducea în 48 la 39, un scor deocamdată favorabil nouă. Din păcate am ieșit cu mingea și avea să fie o schimbare. Începuse al patrulea sfert. Din păcate, antrenorul a decis să mă țină pe bancă în tot cel de-al treilea sfert și o jumătate din cel de-al patrulea. Era 106 la 82, o victorie clară pentru noi, iar astfel avea să fie acea, dacă nu mă înșel, a treia victorie la care contribuiam decisiv. Claxon lăsat liber ca de obicei, însă eu eram aproape sigur că meciul deja fusese jucat și fusese decis. I-am pasat lui Antetokounmpo, care mi-a pasat-o înapoi și nu înțeleg de ce mingea nu a intrat. Însă, din fericire, a fost coș. Iar astfel era 108 la 84. Am fost înlocuit din nou, iar am stat pe bancă până la finalul sfertului. În cele din urmă, m-am ridicat în picioare că mai erau 8 secunde. Atlanta au reușit să se apropie destul de mult de noi, însă nu destul pentru a ne lua acest punct. Era 117 la 105, iar Lin a tras de minge până când în cele din urmă s-a terminat meciul. Astfel, acesta a fost scorul. Un meci foarte bun, iar la fel foarte bun pentru mine. Aveam să fiu înlocuit și să joc din nou în cel de-al treilea sfert.
Cei de la Atlanta conduceau cu 5 puncte. Trae Young îi pasa lui Clarkson, care avea să facă ce vroia el din apărarea noastră. Însă în cele din urmă recuperam mingea și eram eu în atac. Îi pasam lui Evans, care nu reușea să-mi scrie, însă reușea să scoată un fault. Din prima, n-avea să facă nimic, iar eu eram de părere că ar fi trebuit să mă lase pe mine, să din păcate el trebuia să transforme aceste două lovituri. A doua, reuși să se ne aducă un punct amărât, ce însă n-avea să ne îmbunătățească deloc situația acestui meci. Bryant nu prea avea nicio soluție, însă Trae Young se plimba și făcea ce vroia el cu jucătorii noștri. Young a încercat să arunce, însă nu a ieșit. Ianis în atac, foarte bine Ianis. Și cu acel dunk frumos ne ducea cu 2 puncte mai aproape de îndeplinirea visului din acest match. Să reușim să egalăm măcar Atlanta, dacă nu chiar să o conducem. Young trebuia ținut din toate puterile, însă nimeni nu stătea pe el. Era liber. Hill, Evans la minge, îmi pasa mie, îi pasam lui Hill, care nu avea să facă nimic. Asta era ceea ce mă exaspera, că orice făceam, nu avea să ne aducă niciun avantaj. Hill, care pasa lui Giannis și iarăși cu 2 puncte mai aproape. Se pare că acestea erau semifinalele. Young la minge din nou, ținut din răsputeri de Giannis. Giannis a încercat să-l apere, iar în sfârșit recuperam. Giannis pentru Hill, Hill putea pasa și nu s-a întâmplat nimic, pentru că Hill a fost arogant și nu a pasat. Era cum Clarkson avea să dea de la 2 puncte și să facă 74 la 70, să ne ruineze din nou partea din vis. Avea să-mi paseze mie, aveam să-i pasez lui Hill și acum avea să fie dată vina pe mine pentru ceva ce eu nu făcusem. Era 80-84 la 81, iar în sfârșit preluasem conducerea, însă din păcate nu pentru foarte mult timp. Nu știam ce va să se întâmple în continuare, însă speram de pe bancă să câștigăm acest meci, deoarece ar fi contat foarte mult pentru moralul nostru. În ultimele secunde era 110 la 105, iar noi avem loviturile libere. Deja puteam sărbători. Era 2 la 1 la meciuri câștigate pentru noi și eram cum nu se poate mai bucuroși. Prima lovitură a ratat-o Di Vincenzo, însă nu era nici cea mai mică problemă, deoarece acest meci era ca și câștigat. Era un meci ce avea să ne ducă mai departe spre al patrulea meci din această serie nebună cu cei de la Atlanta. O echipă de altfel destul de puternică, datorită acelui mic center numit Trae Young. Acum Di Vincenzo avea să transforme a doua lovitură pe care avea să o bage direct în coș și avea să fie 111 la 105. Din fericire am făcut o remontada clasică ca în fotbal, însă în basket. Ne-am remontat, am fost conduși cu 10 coșuri, însă în cele din urmă am reușit să ne remontăm. Însă era 108 la 111. Totul era posibil. Aici a fost un foul făcut de către Trae Young și din câte vedem, cred că vom avea una sau două la coș chiar. Am zis că puteam câștiga și este adevărat, însă dacă se mai întâmpla ceva la acea fază, puteam fi egalat. Însă acum n-avea să mai întâmple nimic. În cele din urmă, avea să transforme cele două lovituri și aveam să câștigăm meciul. Prima, foarte frumos, a intrat 112 la 108, iar cea de-a doua, aveam să așteptăm să vedem rezultatul ei cu sufletul la gură. Toți erau în picioare, era 113 la 108. Atlanta se lupta disperat, arunca de la mare depărtare și nu s-a întâmplat nimic. Mulțimea era în extaz. N-a fost un meci genial pentru mine, însă din fericire am câștigat.
Așadar, acesta a fost meciul. Foarte bucuros pentru reușita echipei. Am ieșit din forum și m-am îndreptat cu minte spre motocicleta mea, ce mă aștepta frumoasă și umilă în fața sălii. Meciul se terminase. Eram destul de obosit, însă eram destul de sigur că puteam să ajung acasă pe propria motocicletă. Destul de mulțumit de rezultatele mele, am început să conduc, îndreptându-mă spre Chicago. Însă, uitându-mă ușor în spate, am observat că sunt singur pe stradă și că era ceva dubios. În timp ce conduceam, am văzut un afiș în geamul unui magazin pe care scria casă de vânzare. În 7 zile avea să expire anunțul, așa că m-am uitat, iar în cele din urmă am găsit casa cu pricina. Am intrat cu motocicleta pe proprietate și am văzut că era destul de spațioasă. Familia deținea o Honda și casa părea destul de frumoasă, însă prea mare pentru ceea ce aveam eu nevoie. Nu știam dacă aveam să o achiziționez sau nu. Mergând, am dat din greșeală peste scaunele unor oameni și am început să fiu urmărit. Speriat, am încercat puțin să tai drumul și am fugit cât de repede am putut, deoarece un autocar misterios mă urmărea. Mi-a fost tare frică că cei de la Atlanta Hawks puneau ceva dubios la cale. Așadar, oameni buni, ce credeți că se întâmplă în episodul viitor? Credeți că Brownie va reuși să scape cu viață? Credeți că voi cumpăra acea casă? Credeți că mă voi muta definitiv din Chicago în Milwaukee? Toate acestea și multe altele le veți afla în episodul următor. Așa că dacă v-a plăcut și mai vreți să mai vedeți altele, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe. Eu am fost Brown, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!